Cadavrul unui bărbat de 54 de ani a fost depistat într-o clădire părăsită din orașul Cahul. Poliția are deja un suspect. Descoperirea ar fi fost făcută în data de 12 septembrie. La fața locului au venit polițiștii, dar și medicul legist. Forțele de ordine au stabilit că victima este un bărbat de 54 de ani, fără loc permanent de trai. Medicul legist a constatat că bărbatul a decedat din cauza traumelor grave pe care le-ar fi suferit în urma unei bătăi. La scurt timp, forțele de ordine au dat și de urmele suspectului. În timpul efectorii măsurilor de investigație operative la fața locului, pe urme fierbinți, a fost identificat și reținut autorul crimei. Astfel s-a stabilit că între victimă și un bărbat de 40 de ani, locuitor al orașului Cahul, s-a iscat un conflict pe fondul consumului abuziv de alcool. Între aceștia a avut loc altercație la data de 10 septembrie, soldată cu multiple leziuni grave asupra victimei. În urma acestui fapt a survenit decesul. Acum suspectul este reținut pentru 72 de ore și cercetat penal pentru vătămarea gravă a integrității corporale, soldată cu decesul victimei. Dacă vina lui va fi dovedită, bărbatul de 40 de ani riscă până la 15 ani de pușcărie.